Finalizarea lucrărilor la Corpul B al Școlii Vasile Alecsandri, un obiectiv deosebit, având în vedere că această clădire este clădire monument, obiectiv care a început în anul 2019, în luna august, și iată, la 2 ani și 2 luni, obiectivul este finalizat și arată, într-adevăr, în condiții deosebite, bineînțeles, încadrate în ceea ce au solicitat experții, adică soluții adecvate. Pardoseala înlocuită din lemn, ușile stratificate din lemn stratificat, dar, bineînțeles, tot reabilitat în întregime. Au fost și lucrări de consolidare la această clădire, așa cum știți, și soluțiile au fost oarecum complicate, dar totul e bine când se termină cu bine. Avem o clădire spațioasă, sunt 8 săli de clasă, avem cabinet medical, avem spații, birouri, spații administrative, toalete moderne, sala tehnică. Toate aceste lucruri sunt într-adevăr susținute și de tot ce înseamnă instalații noi. Vorbim aici de la încălzire, instalații de iluminat și instalații electrice, toate sunt înlocuite și sunt absolut noi. Credem noi că lucrul acesta nu poate fi decât de bun augur. Am așteptat cu toții finalizarea acestui obiectiv. Am reușit să facem acest lucru cum am promis. La fel ați văzut și lucrările la terenul de sport adiacent acestui corp. Au fost și ele finalizate și cred eu că acum întregul ansamblu are o altă imagine. Sigur, lucruri mai sunt de făcut, e datoria noastră să le facem să arate bine, să fie funcționale, să ofere condiții foarte bune, atât cadrelor didactice, cât și copiilor care vor învăța în această școală și cred eu că se vor bucura, chiar dacă a fost puțin de așteptat, de un loc plăcut și condiții foarte bune. Așa cum vedeți, și mobilierul este nou, am achiziționat inclusiv mobilier în această vară pentru noul corp, ca într-adevăr să fie toate lucrurile noi și să fie condiții deosebite. Când credeți că vor putea ele să înceapă chestia? Îi bănuiesc că în cel mai scurt timp vor putea intra, având în vedere că acum văd că e dat drumul, instalația de încălzire funcționează, totul este în parametri, sunt așa cum se prevede și pașii procedurali, după ce se finalizează lucrarea, urmează să se facă toate pregătirile, amenajările interioare și cât mai repede posibil să poată intra. Noi să ne-am asigurat că am reușit să finalizăm acest obiectiv și să-l putem
reda circuitului școlar. Ce constructor au lucrat aici? Lennon, Instal, antreprenorul general, care o valoare totală este de puțin peste 3 milioane, 3 miliarde, 30 de miliarde, de 3 milioane de lei. Bugetul local, poftim? Proiectul să le desfacă ce? Proiectul este pe ultima etapă de avizare, a rămas doar la monumente. Singurul aviz care mai avem de luat este la monument. Este finalizat, s-au obținut toate avizele, inclusiv ultimul aviz de la mediu, a fost obținut nu de mult și acum este, am înțeles că la monumente, care va fi ultimul aviz, după care putem să depunem la finanțare la Compania Națională de Investiții. Ați menționat că ar mai fi câte ceva de făcut. Ce anume, dacă nu puteți spune? Așa cum vedeți și partea din spate, unde intenționăm să facem o sală de sport modernă, să amenajăm toată zona din acea parte care se învecinează și Colegiul Național Roman Vodă. Ați văzut și acolo încercăm să dăm o imagine nouă la an aniversar și să aibă un gard așa cum se cuvine și Colegiul Național Roman Vodă. Imediat în proximitate vrem să facem o zonă la fel plăcută, cu o zonă de acces, cu parcare, cu sală modernă, tocmai pentru a avea și instituțiile școlare din zonă, dar nu numai, încă o bază sportivă. Din ce cauză a fost depășit termenul de execuție? Vedeți, dumneavoastră, cauzele sunt multiple. Așa cum ați văzut, mai sălile care le-a vizitat în corpul anexă, corpul mai nou al acestui complex, a fost identificat un beci. Acel beci, în momentul respectiv, a fost pus în izolare, au fost chemați experți, s-au făcut o reproiectare, s-au făcut de nou estimare, s-au solicitat din nou avize. Toate aceste lucruri înseamnă, iată, amânări și, din păcate, suntem convinși și am văzut că sunt părinți și eu sunt părinte de copil care învață în program de după amiază, dar cred că nu acest lucru trebuie să primeze. Noi ne-am putut desfășura activitatea această scurtă perioadă și regim de după amiază, iar imediat vom putea începe doar în regim de dimineață. Dar despre veci ce ne puteți spune? Despre ce ar fi vorba? Este o pivniță, este un vechi beci care a fost descoperit. Nu se știa că s-a făcut inițial proiectarea inițială. În momentul în care constructorii, lucrând la acest obiectiv și săpând la partea de infrastructură, de fundație, au descoperit acest beci. Bineînțeles, procedura a trebuit anunțată. Experții din monumente au trebuit să facă expertizări, au trebuit să-i facă evaluări, au trebuit să fie făcute demersuri de actualizare a valorilor în Consiliul Local. Am venit cu acea parte de lucrări suplimentare și am aprobat-o. Și bineînțeles, toate aceste lucruri înseamnă timp, înseamnă alocări suplimentare, dar așa sunt și acasă când ne facem curățenie într-un apartament. La început facem un parteneriat cu un meșter care își asumă că va termina într-o săptămână apartamentul, dar se pare că niciodată nu ajungi chiar la fix. Tot se mai întâmplă să mai întârziem câte o zi, dar nu trebuie să fie asta, să zicem, o practică. Important este că putem să avem un obiectiv deosebit, aș spune. Urmează și grădinița numărul 2 din structura instituției? Da, este și aceasta, într-adevăr, în proces de reabilitare. La fel, soluții care au fost de modificare a proiectului inițial s-au solicitat expertize, ceea ce spuneam la început, un obiectiv care este încadrat în categoria monumente, necesită un tratament altfel decât o clădire publică obișnuită. Asta înseamnă că cei care gestionează acest proiect sunt doar experți avizați în monumente, sunt foarte puțini. Orice procedură trebuie făcută doar cu avizul și sub îndrumarea lor, de aceea e, într-adevăr, sunt obiective dificile. Dar asta este, trebuie să ne asumăm și aceste lucruri și să le facem.